s-a dus pe apa sâmbetei inițiativa primarului de a crea locuri de parcare în zona centrală. Terenul de lângă Banca Națională a fost astăzi cumpărat de omul de afaceri Narcis Ciocăzeanu. Temerile primarului s-au adeverit în zonă, cel mai probabil urmând să fie construit un nou complex rezidențial. Pierdem acest teren și ulterior cel care va câștiga licitația va închide toată zona. Nu, există riscul să vină cineva să-l cumpere. Corect. Dacă îl cumpărăm, există riscul să vină cineva să spună, atenție, eu vin și îmi revendic acolo o parte din teren. Există riscul ăsta. Dar astea sunt riscuri. Pe lângă vina pe care o poartă consilierii PSD care au aruncat acest teren în brațele afaceristului prin votul dat ieri, jurnalistul Narcis Dajus consideră că și primarul ar trebui să-și asume acest eșec. În viziunea lui Daju, Romanescu ar trebui să pună presiune publică pe echipa majoritară din Consiliul Local pentru a-și duce proiectele la bun sfârșit. Cred doar în interesul major al PSD-ului de a-l face pe primarul Romanescu și mai nefuncțional și mai mort decât este. Să ne amintim că în cele 6 luni Romanescu a avut doar 2 proiecte de hotărâre. Primul legat de înființarea postului de administrator public și de angajarea unui administrator public și al doilea legat de achiziționarea acestui teren. Absolut toate celelalte proiecte de hotărâri aparțin aparatului primăriei Târgu Jiu, adică PSD-ului. Romanescu, întrucât nu înțelege că trebuie să pună presiune publică pe Partidul Social Democrat și consilierii lui, nu înțelege că trebuie să iasă să-și explice intențiile și proiectele, în așa fel încât în zilele în care se desfășoară aceste ședințe să există o presiune publică pe consilierii PSD și ALDE, la nesfârșit va înregistra astfel de eșecuri. Fiind în minoritate în Consiliul Local, mă explic încă o dată, PNL-ul are nevoie să-și ia ca aliați oamenii de rând din Târgu Jiu, dar necomunicând în niciun fel cu ei, nu poate să-și ia aliați. Acum că terenul a fost vândut, banii primăriei vor fi realocați și folosiți pentru achitarea creditului contractat de primărie pentru a plăti cofinanțarea lucrărilor la stadion.